Hello, bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi am venit cu un nou videoclip. Este un challenge inspirat de la tequila, vânătoarea de comori. Numai că acest challenge este vânătoarea de poze. O să ne dăm 5 poze și noi o să le facem. Cine reușește să facă toate pozele, câștigă. Gata. Ne filmezi acum? Da, ești mai aproape. Nu, dar am 50.000 de alertați. Sunt aici pe un leu. 50 sau nimic. N-are schimbat? N-am schimbat. Așa, gata. Acum e ora 77 minute. În 3 minute plecăm. Și în 3 minute ne dăm... mesaj. În 3 minute ne dăm mesaj cu ce facem. Și avem timp până la 8:10. Și la 8:10 ne întâlnim aici. Bine? Da. Ok. Pa, pa. Bine. Acum trebuie să așteptăm pozele pe care trebuie să le facem de la aici, să vedem ce o să facem. Îmi trimite mie? Da, ție. Dar să-i spune că trebuie să-ți trimită ție. Fira. Ok. Mai sunt 2 minute. Trebuie să le... Hai, trimite-le! Uite, hai să-ți trimit alea! Filmează. O filmezi? Mhm. Poză. S-a făcut poză. Ce ochelari, așa. Gata, pa! Mamă, zici că ai selfie stick la tine. Gata, filmează. Iar dacă acum nu e ora, îi trimitem. Păi de unul? Și? Gata. Astea sunt... sunt lucrurile pe care le-am primit. Să vedem ce o să iasă. Așa, am primit chestiile. Stai, nu, eu. Stai, păi eu trebuie să filmez când primești. Ia, tu primești? Ia și citește. Am bine. Se vede? Da. Stai că pot să citesc. A, pe tine trebuie să te filmez, am uitat. Deci, gata, deci o poză lui Nicolas în tricou MTV. Super. Bere. Poză la un plic de sare. Bere. Poză unei persoane în tricou galben alături de Găbița, dacă e băiat. Alături de Nicolas, dacă e fată. Ce asta? Deci, poză la un labrador. Ce asta? Nu știu. Pa. Poză cățărat într-un copac. Bine, hai. Let's. Cine? Gata, mai stai. Sunt? Au voie concurenții. Avem concurenți. Ok, și poză la o lampă. Ce lampă? Bun. Gata. Un bel cu ceva în cioc. Ce? O pisică neagră cu două pete albe, un sticker cu familia tradițională, un graffiti cu o mână și o fată care poartă papuși cu blană. Cine mai poartă papuși? Un păr, un băiat cu păr colorat. Era o fată mai colo, merge? Vere! Ne dădu chestiile mult mai grele decât noi. Hopa. Noi le dădurăm chestii foarte simple. Un porumbel cu ceva în joc, hai la porumbel, hai acolo unde-i speriară. Pisică neagră cu două pete, hai albe, hai la ciupercă. Păi nu că n-avem voie. A, am uitat să menționez că noi trebuie să facem aceste poze în centru și la teatru. Cam atât avem voie, deci... În centru și la teatru. Trebuie să-i facem poză, nu? Da, trebuie să aibă ceva în joc. Da, îl mâncăm. Trebuie să le dăm ceva de mâncare ca să... Acum are logică. Cred că merge ca... Hai, vino și el. Vino. Dar nu focalizai, dar are ceva în soc. Merge. Dar nu focalizai. Nu contează. Trebuia să-i punem în Nicolas ceva cu câini. Trebuie să-i ducă la un câine mare. Fuck. Gen, maidanez. Da, îi dădurăm labradorul. Da, da, gen, nu cred că e vreun labrador. Mergem... Mergem. Mergem în Hasine. MTV. Vrem să... Ce
ce părere ai despre acest challenge? Că o să-l câștigăm. Evident. Acasă la Andreea. Ai acasă la Andreea? Da, vrei să mergi noi acasă, dar avem timp. Și ce că avem timp, dar vedem dacă până la final nu găsim multe lucruri. Și? Bine, și dacă nu găsim noi ce? Dacă nu găsim noi ce, acasă la Andreea să luăm tricou MTV. Și restul, pe ce? Deci ce mai avem? O pisică neagră cu două pete albe. Un sticker cu familia tradițională, un grafiti cu o mână, o fată care poartă papuși cu blană. Bonus, un băiat cu păr colorat. Auzi? Hai la teatru, pentru băiatul colorat. Cu păr colorat. Poate găsim. Și știi care e faza? Dacă nu găsim care e bonus, facem băiatul colorat în cap, că nu cred că găsim dacă pe cineva cu papuși de blană. Sau să înlocuim papuși cu blană, poate mergem undeva să probăm. Da, dar și poate nu găsim pisică. Da, exact, și o înlocuim bonusul cu da, cu pisica. La ei bonusul era aia, poză cu tricou MTV. Bă, dar gen MTV se duc în H&M și fac la KFC. La aia cu și sare mă îndoiesc. Și se duc în profil la sare, gen. Și nu trebuie să ceară sau ceva. Da. Dacă sunt deștepți. Cine da fac ei? Dacă e vreuna, e imposibilă și fac eu. Ce? Păi și ale noastre sunt grele, dar nu mă aștept să fie așa grele. Totuși, nu mă așteptam să prindem vreun porumbel cu ceva în cioc. Ce mică e coada la maestru de când s-au scumpit prețurile. Poza cu mâna, știu că mi-am făcut eu acum 2 ani, e o poză așa cu mână. Undeva la teatru, când cobori scările alea, e undeva grafitiul, dacă s-a șters grafitiul. În ce magazin găsim noi papuși cu puf? Mai poartă cineva papuș cu puf. Da, știi? Mergem la DM să-mi iau autobronzant. Da. De făcut. Ne luăm și noi gâști acasă. Știm și noi goals. Trebuia să-ți iei aia Gucci. Hey, MTV. Where are you? Lasă, is lasă, Julia. Uite, nu a su a MTV. Da, ideea ta cu un cățel. Acum? Era un băiat cu părul gen blond. Da, nu menționarea dacă trebuie să aibă o anumită culoare sau orice culoare. Dar uite un băiat care are tip o funtiță. Mi-e foame. Și mie. Mă întreb oare ce fac ei. Ce crezi că fac? Caută labradorul. Dar eu, nu știu, deci am impresia că e gen, când o să filmezi, nici măcar nu o să se audă când vorbesc. Bună, băiatul, poți să lași o poză cu tine? Voi ești pe cineva cu papuci? Nu! Am găsit lampă. Ok, deci azi dimineața cum am găsit la chestia aia Oriflame, am găsit pe cineva. Auzi, dar noi trebuie să mergem spre aia, să facem... Da, unde e aia? Încolo, stai. Stickerul. Sticker cu familie tradițională? Da. De unde? E de Iacobescu? Ne faci și nouă? Nu pot să fac un sticker pe Snapchat și iau de pe net o poză. Practic faci poza la sticker-ul.
Că nu zise. Exact, nu zise unde și ce fel de sticker. Sofie, nu zise nici să fie fizic. Stai. Știi? Da, deci fan poză. Ce geniale poză suntem. O familie. Măi, aia formată din bărbat, femeie și copil. Da, cred. Da, e foarte tradițională. E și pe câmp, e foarte românească. Hai. Zi tu. Căutăm câini. Și copaci. Și... Hei. Hei, Andreea, să știi că o să avem probleme din cauza ta. Da. E vina ta. E vina ta. Ție să spună poza la Mercur. Da. Nu mai voi să intri în Mercur. Nu noi. Te-am avertizat. De ce nu? Eu vreau să se pună pe... Da. Aici. Da. Ok, deci am făcut până acum familia tradițională. Ne-am descurcat noi cum să o facem. Nu am... Noi le-am dat detalii și ce trebuie să facă. Ei nu ne-au dat niciun detaliu, așa că n-au zis că trebuie să fie lipit undeva sau că trebuie să fie un... sticker fizic, așa că ne-am descurcat. Acum trebuie să găsim grafitiul. Din câte știu eu, e acolo. Va pe acolo trebuie să fie grafitiul. Da, puteam să ne pune și nouă, da, nu știu, premiul provocare. Premiul putea să fie ceva gen cinste. Da, să ne facă, să ne cumpere. Da. Oare vor? Că, gen, punem și noi buget acceptabil. Câte un sandwich la fiecare. Uite, aici trebuie să fie. Aici? Da. Sper că n-au șters grafitiul, că dacă nu suntem... Mă doare... A, știu, n-am mai putea, dar... E tot în centru, în spate la Ramada. Era un grafiti comună pe care efectiv au șters-o. Să fi știut Nicolas de chestia asta? Nu cred. Nu cred că Nicolas știe că s-a șters grafitiul. A scris cu nu știu ce chestie. Nu contează, atâta timp când are o mână, e ok. Vere, da... Bine, cred că mergem... Zi-i pe aici, prin partea asta. Așa, stai sus în parot. Sunăm o prietenă, să vedem dacă știe vreun grafiti comun. În spate la Unioptic? Păi și cum ajung acolo? Sunt la teatru. Sau știe măcar vreun... Sau stai, fii atentă, fii atentă. Știi vreun loc cu un grafiti comun? Așa crezi tu. Unde? De la balconașe, cobor pe scara aia și fix în stânga, adică în dreapta, adică la ronduri. Găsirăm? Uite acolo! Yes. Nu știu dacă acolo zise, știi, dar gen... Da, uite cobor! Dar știi că cealaltă poză era efectiv... Stai să dau zoom. Acolo și-a făcut găbița poză. Para pa pa, m-am găsit grafitiul. Pe unde trecem? Oh, fuck, trebuie să mergem o grămadă. Uite, trebuie să mergem la KFC. Uite, vezi, ai ratat un cadru perfect în care ai făcut poză cu cineva în tricou galben. Da. E vina ta. Mă folosesc de cameră să văd dacă mai e în spate. Nu mai e. Efectiv, un ciudat venise după noi, așa, random. Așteaptă zvere pe autobuzul acolo, lasă-ne pe noi în pace. E bine. Dar nu puteai să-i faci poză de acolo. Încă am 50, trebuia să-mi iau 18, 55. De ce nu mă gândi? Da. Nu știu de ce nu mă gândi să-mi iau alt obiectiv, că, practic, acum nu prea ne bazăm noi pe cât de frumoase sunt pozele, ci pe să fie. Am făcut poză cu cineva în galben, ia. Și am făcut poză cu cineva în negru, eu. Păcat că nu era de la MTV. Da. Și acum ne urcăm hai într-un urcăm copac. Într-un copac. E destul de bun copacul ăla. Da. Da, trebuie să faci poză în el. Da. Cu asta. Uh-huh. Copac, poză. Ba da, ok, ne urcăm în copac, stai. E deschis? Da. La cum filmez dacă mă urc în copac? Că gen... Bine, vrei să filmezi când te urci copac? Invers. Da. Ok, ne urcăm în copac. Băiat colorat în cap, cred că sigur găsim, nu știu ce să zic. Cel puțin mai ușor decât niște
papuci și niște... Ce mai aveam? Hai, pisica. Poate găsim vreo pisică, mamă, vere, dar la mine în fața blocului era o grămadă. Și... Și acolo unde zisei că am fost cu aroa erau, dar nu știu cum s-a zis. Da. Și acum să fac poza. Dar nu, nu era nevoie atât de sus. Stai, 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 stai acolo. Vezi, da? Aha, ajunge. Bine, fac poza. Auzi, sper măcar poza asta să-mi iasă ok. Că toate pozele mi-e șiră ca naiba. Așa, gen să... Poate primesc și eu pe aici o sponsorizare ceva. La aparate auditive. Finally. Deci, poți dacă... să faci mie poza. Da. Avem 3. Ah, filmez. Filmez. Ok. Hai. Stai. Montajul de copac. Ia. Avem poze! Ha, ha, ha! Da, și cer drăguț! Ok, deci avem 3 din 5, 6, slash 6. Acum trebuie să găsim niște papuci, un băiat și pisica. Și mai avem 30 de minute. Hai la teatru că poate găsim băiatul. Da, hai. Auzi? Dar dacă eu pierd jocul ăsta, eu mă supăr, știi că sunt foarte competitiv. Da, și eu sunt foarte competitivă și vreau să câștig. Nu contează că nu câștig nimic, eu vreau să câștig. Mă face să mă simt mai bine. E, da, dar e uite, ca... iar plouă. O, nu. Acolo. Am găsit un tip roșu în cap. Nu știm dacă e gen natural sau nu, dar e scolorat. E pe bucăți roșu în cap, deci nu cred că e nimeni jumate și jumate natural. Poți să-l întreb dacă vă simt? Hai, te rog. O să-l întreb și dacă pot să-i fac o poză la păr. Cum îl întreb? Auzi, dar nu cred că o să vrea să facă să stea la păr. Mă lăsă să-l întreb dacă pot să... Noi suntem un challenge pentru YouTube și trebuie să-i facem o poză unui băiat vopsit. Tu ești vopsit? Și putem să-ți facem o poză? Mulțumim! Stai puțin! Mulțumim! Check! Poți să-i și editez poza! Este și bine! Hei! Ce facem acolo? Dice care e aparatul. Și am găsit aici în față doi fraieri. Dice o să care trecem pe lângă ei ca și când nu ne cunoaștem. Da, chiar dice care e aparatul și el filmează. Da, e care aparatul ăla de parcă... Cine are vorbe că dacă îi scapă aparatul ăla pe jos. Ok, deci acum mergem la KFC și luăm piculeț cu sare. Bun. Vreau să găsesc un labrador. Nu fi așa ostentativ. Băi, dar eu nu știu cum dau zon. Cum dau așa. Bine. Verde. E roșu, boss. Hei, ia uitați ce avem noi aici. Hei, știi ce este la KFC? Sare la plic. Ei. This is my mood. Pliculeț, KFC. Mulțumim.
Uitați ce cer drăguț. Dar plouă, fie rar. Da, da. Poți să ții tu, că eu am... Pe mine mă interesează de aparat, nu de altceva. Oare mai e lume de aia de este cu pisicile pe afară, știi? În lanț? Da, știi. Da, o chemam pe Diana, că ea ieșea cu pisica afară. Nu, n-are. Ok, deci urmează să găsim chiar acum un câine labrador. Îl căutăm fix acum. Am găsit. Hai să facem o poză. Vrei să gen? Bine, hai gen să traversăm și facem după poză la câine care merge după noi. Da. Am, am. Lai. Am, am. Ok, stai. Stai, stai. Dar vreau să se fac mai mare. Uf. O să îl filmez când îl fac să meargă. Stai. Ok, avem și câine labrador. Se uite să-mi trebuie dacă e labrador, să nu cumva... Mulțumesc că eram în dubii! Cream că e labrador! Da! Labrador e o pușcă! Aaa! Mulțumesc! Deci nu e labrador, fraierilor! Bine, ne-am întors. Te sunăm acum pe pierzătoare. Sper să răspundă dacă m-au tupeu. Dacă nu, cumva au plecat deja acasă. Ioi, ce de lume. Ah, bine, suntem jos la profi, sub chestia aia. Da, jos, profi. Chestia aia. Înlocuim papucii cu puf, mă rog, cu blană, cu papuș normal, că e un pic gen, unde găsim? Nu știu, ea mai spune o dată, să audă și el. Vorbim cu pierzătoarele. Pot? Nu, nu se poate. Nu, nu se poate. Doar dacă înlocuiți labrador cu fără câine. Da. Bine. Și pe noi, pa. Pa. Și pe noi, vă așteptăm la profi. Ok, deci am câștigat, nu mai are rost. Pa, și pe ei. Am terminat. Dar mă încep să pierd. Da, 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 ăla ieși afară ca să vadă dacă plecarăm sau ce? Nu știu, de ce? Păi nu știu, că ieșiți după noi. A, da? Da. Uite, uite. Au, 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 îmi bate umbrele la rog. Uite, unde sunt? La profi sunt chestia aia. Domnișoara, chide aparatul și ieși afară. Domnișoara, de ce? De ce filmare? Să aveți probleme. Să aveți probleme. A, nu, dar noi eram afară deja. Păi eram înăuntru și eu vorbeam cu tine la telefon, Andreea mă filma și el zice pe la spatele Andrei, domnișoară. Închide aparatul și afară. Ne pus aici. Uite un labrador. Așa, deci. Ce voi? Voi câte ați făcut? Voi prin 4 din 5. 6. 4 din 6, voi? Cu 4, 5. Egalitate, fac. 5. Care 5? Da, care 5? Hai să le arătăm. Bine, deci. Care 5? Voi primele. Da, lipsa, bun. E ăla de la trece. Ok. Stai. Next. Ia dozul. Are ceva în bot, dar nu-l focalizai. Nu se pune? Ba, se pune, că e cine meu. Nu, dar te zisești că nu, da, nu trebuie neapărat poze frumoase. Practic, om în graffiti comun. Te găsi e aia de la teatru? Nu, aia nu mai o e. O să-mi arăt pe a roa. Nu, dar nu-mi zise bine și o păsărăm pe asta după.
și un sticker cu familia tradițională. Da, dar nu era un sticker. Gata, clasic, ca rămcăr. Da, da. Nu se spune. Da, da, nu ți se răște sticker, trebuie să precizați. Nici voi nu știți ce labrador, arată-mi poate. Ce labrador? Dar să-ți puțin, cum adică nu e stickerul cu familia tradițională? Era un sticker din ăla lipit pe stâlpuri cu chestii de la gen, votați familia tradițională. Da, dar nu-i sticker, e poster. E sticker. Nu era gen poster, era sticker de la noi. Nu gen, merge și așa că nu zi să arăți ce sticker. Deci avem o lampă, mai multe lampe. Așa. Așa o avem, deci, pe Găbița cu cineva galben. Da, dar stai că în caz că nu vă place ăsta. Stai că vreau fata să facă poză cu mine aici. Și aici gen avem poză cu cineva galben, ok? Deci două până acum. Două. Ok, trei. Avem trei. Avem aici trei. Cu băiatul ăsta foarte... cu pătos, avem 4 cu sarea de la KFC și 5 labrador. Deci am câștigat fraierii. Nu se pune că ăla nu e un labrador. Și la voi nu-i strică. Ba da, e strică pentru că noi puteam să punem pisică. Îți zici să punem pisică, mă, ce fac pic. Bă, dar stai cu un labrador pe aici ca să știți. Bine, deci, mai avem 5.000. Deci cam atât a fost cu acest episod. Nu a câștigat nimeni. Așa, și follow acolo la Nicolas cu v.jpeg pe Insta, da? Și la acest labrador. Eu plecat. Da, prima filmare n-a fost, așa că n-a văzut răspuns. Dar practic ne-am așa câștigat. Așa că follow. Nu. Noi am câștigat. Noi am câștigat. Bine, sărmăluțele. Sărmăluțele câștigă. Dar filmează-mă și pe tine. Nu că noi am câștigat. Bine, hai, lasă-mă cum o filmezi singură. Bine, bine, hai. Ok, lăsați în comentarii cine credeți că a câștigat. Labrador, sărmale. Lasă-mă să... Ok, cam ați a fost cu acest episod. Ok, o să facem un taste test la guma cu scărțișoară, pentru că sunt niște pierzători. Acum, nu știu, lăsați în comentarii cine a câștigat. Eu, Alexia sau Găbița și Nicolae. Hai da! Foarte bună. Nu o spune limba, da, exact. 2000 years later. Apă în cap. Da. Am făcut plai în cap. Au fost mult Hamzi. Ce fac tare, doamne. Bă, mă, gata. Și eu cu la mâine.